Bună seara, bine ați venit la un nou episod al podcastului Indodi. Vom continua să vorbim despre cartea lui Ayn Rand, Virtutea Egoismului, cu un nou capitol despre drepturile omului și despre drepturile unei colectivități de oameni. Da, înainte să vorbim despre drepturile astea, vă rugăm să faceți folos de drept pe care îl aveți, să apăsați pe butonul de like, ca să se bucure și YouTube-ul că să înțeleagă că v-a plăcut video-ul. Nu de alta, dar ajută să răspândească în algoritmul lui, cel puțin așa am înțeles noi. De asemenea, lângă butonul de like aveți un buton de share dacă vi se pare că ce discutăm aici e util să fie împărtășit și cu alții. Dacă nu, nu. Dacă nu vreți să aveți discuții. Da. Dacă la modul depreciativ, negativ. Uite ce prost. Acceptăm orice fel de share. Ia uite ce școală au ăștia. Ce... Da. Dacă vreți să vă întoarceți ușor și să vă mai spune YouTube eventual când mai punem un video, buton de subscribe și clopoțelul de alături. În descriere găsiți un link de unde puteți cumpăra cartea de pe Amazon. Ea nu a fost încă tipărită în limba română, așa că vă trimitem direct la sursă. Tot pe acolo vă mai dați de locuri unde vă întâlniți cu noi pe net. Blogul, Telegram, Twitter, povești asta. Și, ca să nu uit, sunt două linkuri de Crypto și de Patreon, unde ne întâlnim noi cu voi, dacă vreți. Te-a părut că ai zis Glovo prima oară, sau ce ai zis? Telegram sau ce? Blog, blogul. Am zis. Blog. Capitolul 12, drepturile omului. Ayn Rand spune că dacă vrem o societate liberă, trebuie să ne gândim în primul rând și în primul rând la libertatea individului, la modul în care el este subservient societății sau invers. Din punctul ăsta de vedere, aceste capitole sunt Ayn Rand at her most libertarianist. Da. Sunt scrise în 60 și sunt super libertariene. Pentru o aprofundare mai interesantă, găsiți la noi pe canal când discutăm de cartea aia de colo din spate, aia galbenă, pentru o nouă libertate, unde Murray Rothbard face o aprofundare mai metodică, a zice eu, decât ce o să găsim astăzi. Dar și asta e utilă. Nu, mie mi s-a părut cam la fel, dar... A, zici că da. Mai detaliu, mai detaliu. Rothbard intră în amănunte. Deși imaginea generală e cam... Da, total. E. Rezultatul e același, dar demonstrația lui Rothbard e mai frumoasă. Și e dusă până la ultimele consecințe, pentru că Ayn Rand socotește că statul are o, totuși o funcție în societate, și anume de a se lupta pentru a... pentru individ, da, pentru drepturile individului, împotriva celor care încearcă să-i încalce drepturile. Peste întâlnirea care vine o să discutăm despre asta, are ea natura statului, ceva de genul ăsta. Și următorul cred că e finanțarea, cum se finanțează statul. Și na, e problema asta a monopolului, aici s-a blocat ea și nu doar ea. Ea presupun că a fost convinsă de... Ea spune clasic. Totuși, din punctul ăsta de vedere, într-unul dintre capitole, chiar zice că, chiar exprimă poziția libertariană, că statul este singurul care poate să inițieze violența legitimă asupra unei victime dezarmate. Și că asta ar fi una dintre problemele cele mai mari pe care le are statul. Dar cumva să rupe filmul probabil mai încolo. Nu, la partea de monopol, gândește-te că ea scapă și de taxare. Eu, dacă ții minte bine, ea, nu e, ea crede că taxarea este furt. Ceea ce e un pas înainte față de liberali, de restul liberalilor clasici. Deci ea mai aproape de ea, la acolo se blochează, la monopol. La monopol și la argumentul care cred că îl dă și aici, nu? Sau nu? Anul de, nu. Cu, aia, cu agențiile că se bat. Mai încolo, da. O ia istoric și spune că toate societățile, toate statele de-a lungul istoriei au fost create pe modelul individul este dispensabil, el trebuie să fie un mijloc pentru scopul statului
Și doar Statele Unite ale Americii a fost prima organizare statală care avea ca scop individul, ca scop final individul. Și statul era doar un mijloc de a apăra drepturile individului. Bine, aici ea oarecum o leagă de principiile filozofiei ei, da, obiectivismul și a eticii obiectiviste, și spune, deși o privește chiar din perspectiva asta, zice, domne, individul era un scop în sine sau era o furnică care trebuia să avea, se năștea cu datorii la societate, basically, în toate celelalte state. Adică e o problemă asta filozofică, individul trebuie să existe pentru el însuși sau trebuie să existe pentru alte scopuri. Și asta cu pentru alte scopuri, ea le cărăbănește pe toate împreună, zice, alea sunt niște etici altruiste și de asta au existat și, practic, Statele Unite ar fi primul în care individul are un scop în sine, pentru că și petreci foarte mult timp pe declarația de independență și pe dreptul cu man's right to ce... Life, freedom and pursuit of happiness. Da. Da. Și menționat aici, domne, are dreptul la acțiuni, nu la chestii materiale, nu la obiecte. Are dreptul să acționeze pentru a-și căuta fericirea, are dreptul să acționeze pentru a-și menține viața, dar nu ai dreptul la viață, tu să stai și altcineva trebuie să te mențină pe tine în viață. Da, mie mi s-a părut o chestie foarte interesantă asta, că zice ai puterea, mă rog, sunt niște libertăți de acțiune, drepturile de proprietate. Te gândești, ce e dreptul de proprietate? E așa o chestie. Păi să poți să faci, nu faci cu ceva ce e, mă rog, cu o resursă. Dacă ai dreptul, libertatea de acțiune asupra unei resurse, ăla e dreptul de proprietate. Da, e definiție standard. Drept de control. Nu știu cui folosește chestia asta. Știi că pare așa, dar cine s-a împroprietărit ăla? S-a împroprietărit ăla? Bine, am mai discutat noi despre chestia asta și cumva era amuzant că drepturi, libertatea în sine, sau libertatea pe care o descriem noi prin NAP, prin principiul de non-agresiune, e oarecum echivalentă cu drepturi de proprietate și proprietate privată. Adică nu poți să ai cumva, dacă pui asta în stânga, cealaltă derivă pe post de consecință, dacă pui consecință în dreapta, dacă pui drepturile de proprietate ca punct de pornire, ajungi la NAP. Deci cumva ele sunt echivalente. În matematică, că dacă una implică, dacă ai o implicație așa și ai o implicație așa, rezultă echivalență. Dreptul la viață, dacă ai dreptul ăsta de a îți menține ființa în viață, e a ta, atunci, în momentul în care tu muncești pentru a te pentru a mânca, pentru a te îmbrăca, pentru a exista, tot ceea ce produci prin munca ta este proprietatea ta, nimeni nu are dreptul să îți fure proprietatea. Oarecum, de felul în care derivă ea este asta, că omul are dreptul la viață, omul ca să trăiască trebuie să producă, prin urmare ca să producă trebuie să controleze, deci rezultă că toate celelalte drepturi sunt derivate din dreptul ăsta la viață. Asta e metoda în care ea ajunge de la dreptul la viață la proprietate. Nici nu-i rău. E așa. Ok, noi putem să intrăm în super nuanțe. Da. Deci vine un Keynesian, ca să produci, trebuie, tu produci insuficient, știi, lăsat de capul tău. Așa. Așa statul vine și dă un bobărnac, simulează cererea agregată, știi? Deci folosește argumentul producției pentru intervenție. Mai multă producție, mai multă viață. Țării cât mai mult cărbune, știi? Vieții cât mai multă libertate. Da, bine, eu aș spune că la ea e ok din punctul ăsta generalizarea. Ce mi se pare că unde mi se pare că scârție puțin e la început, e fix la început, când nu mi se pare că
fundamentează sau descrie corect conceptul de drepturi. Dar pentru ea, pentru ea era de ajuns. Pentru ea era de ajuns. Da, ce da. Ce nu ți-a deci, ce da, dacă eu zic, spunem din cartea asta, fragmentul în care ea răspunde ce sunt alea drepturi. Zice mai încolo. Zice mai încolo, ce e corect. Nu, zice la început. Un concept moral, după aia arată o tranziție. Mai încolo. Nu a fost așa complicat că n-am nu putut e să... complicat. That's my point. Stai puțin, poate Alex a văzut ceva ce ne-a lipsit nou. Deci ea de fiecare dată când zice lucruri morale, ea îl folosește într-un fel de definiție, cum a făcut ea la mai multe chestii și a dat definiția ei. Pentru ea un lucru moral este un lucru corect și rațional. Nu e așa ce moralitate are societatea aia. Pentru ea un lucru moral este corect și rațional. Și mai încolo zice, un lucru moral este corect. Un om e corect să facă nu știu ce. He's right to tralala, he's right to altceva. Așa. Then he has the right. Deci ea zice că astea sunt lucruri corecte și raționale, să fie liber, să fie lăsat în pace. Și atunci ele sunt morale, sunt drepte, deci are drept. Nu. Înțeleg ce spui, dar nu asta este ceea ce ziceam eu. Deci ca să ai o definiție. Deci non e vero, e pentru vată. Deci ca să ai... Rothbard nu-ți dă ceva... Nu ai fundament. Rothbard nu se, Rothbard nu se preocupă. Da, poți avea aceeași obiecție. Știi care e problema? Ăsta e atât de... Înțelegi de tot ce e vorba, știi? Nu trebuie să scrii. Nu ne mai punem problema. Eu aș defini așa ca permisiuni, știi? Dar permisiuni nu date de societate, date de regulă, de NAP, știi? Asta e un drept, o permisiune. Eu aș zice că da, pe aproape. Dacă să dăm o definiție după regula aia, zice ceva de genul ăsta, dar nu zice fix. Dar nu zice după regula, după regula definițiilor corecte, nu? Genul proxim diferențe specifice. Da? Da, apar... Ea zice că e un concept moral, într-adevăr, ăsta ar fi genul proxim, dar nu face diferențele specifice față de alte concepte morale. A face între aceste două capitole? Nu, le face prin enumerare. Ea se apucă să spună drepturile omului și le instanțiază prin enumerație, nu le definește It's prin abstracție. Enough. Păi hai să le definim noi, dacă n-a făcut ea o categorie. Cine facem noi? Uite, fii atent aici. Ce a zis Costel? Mi-am notat eu. Mi s-a părut, ori am citit eu ce aveam în cap, dar mi s-a părut că și la ea era ceva gen allowance. Ai voie să, nu știu. Uite aici. Ai voie. Citez. Da, e un fel de permisiuni, chiar dacă nu folosește conceptul. Da, da, vezi, conceptul de permisiuni e oarecum încetățenit din cineva îți permite să. Și cumva atunci când cineva îți permite să, cădem iarăși în paradigma aia în care de fapt ceva drepturile mistic. Sunt acordate. De un Dumnezeu, da. De societate. Dacă faci de... distinția, că și mie mi s-a deci ducea obiectia asta. Deci nu îți permite să, ci este permis. Atunci da, ar fi... Faci distinția, permisiune dată nu de societate sau de autoritate, dată de NAP, știi, de regulă. Și atunci e clar, știi? Adică nu-mi dă cineva, păi nu-mi dă ciolacul. Ce e NAP-ul? Păi e un concept da, rațional. Și eu azi zici mai degrabă că sunt... observație. Nu, dar asta fac normă. Un concept moral care instanțiază beneficiile derivate dintr-un anumit statut. Statutul de ființă umană. Mai se referi și la acțiune, națională. Știi? Statutul este... După aia poți să iei și să îi integrezi, știi? Da. Da, mi se pare că beneficiile vin după acțiune. Adică n-aș avea ceva... Ce sunt permise anumite acțiuni, știi? Da, anumite mutări într-un joc. Asta cu permisiunea e... Încă lasă ideea răspuns, de știi? Răspuns, păi așa, stai puțin, folosesc termenul putere și tu zici, păi stai că îl folosește ciolacul. Nu, dar ce spun eu este că pe definiția asta pot să fie și drepturile date de societate. Pe fix definiția asta. Dacă sunt permisiuni. Adică societatea îți dă niște permisiuni. Pot fi. Dar că tu distingi drepturi libertariene negative. Uite, ea nu distinge aici. Ea îți transmite intuitiv că dreptul la proprietate nu înseamnă că îți dau aia proprietate, știi, îți dau casă și... Pe când eu spun că dacă poți să folosim definiția pe care am zis-o eu, că beneficii derivate dintr-un anumit statut, conceptul care instanțiază beneficiile derivate dintr-un anumit statut, că așa despre asta discutăm,
se pune problema, care statut? Păi, despre ce drepturi vorbim? Drepturile omului. Ești om? Iată ce, ce derivă, știi? Și e de ajuns. Și asta pot fi... Nu ai nevoie de societate ca să ai aceste drepturi, asta zic. Ai specificat tu, dar poți traduce asta, să zic, pe ce beneficii? Dreptul la sănătate. Statutul ce? Statutul că om. Păi om. Și azi sunt om în fel. Sunt socialist, adică primește tot felul de chestii. Și azi sunt într-un fel că drepturile sunt doar negative. Da, dar există riscul ăsta, adică m-am lovit de ființe obtuze care ziceau, adică trebuie să cer permisiune? Nu trebuie să cer permisiune. Dar despre asta e vorba, că asta înseamnă că ai drept, știi? Că ți se permite, știi, îți permite, nu îți permite pisăresc. Ai voie, asta înseamnă, că ai voie. Da, dar zici că din păcate unii oameni nu sunt în stare să vadă niveluri, alte niveluri. Pentru mine permisiunea e suficient. Nu știu. Sau dacă l-am numit în loc, dacă l-am numit în loc de permisiune și libertăți. Păi asta mă ești liber să. Păi asta vreau să transmit în permisiune, știi? Da. Libertăți și obligații. Nu. Obligații pentru vecini. Să nu te... Obligațiile alea vin de la generalizare. Da, alea sunt interdefinite. Permisiunile sunt absența interdicțiilor, știi? Înțelegi? Sau obligația să nu. Da. Deci este eficient să zici, am voie să fac asta. Se înțelege că ți-e interzis, știi, să te bagi. Uh-huh. Vreau să traduc ceva din acest capitol, singură propoziție. Drepturile individului sunt mijloacele prin care o societate este subordonată legii morale. Aici este fix propoziția care, cum ar veni, ar concluziona, ar traduce sau ar spune în alte cuvinte ce sunt drepturile. Uite, aici mi se pare, scuze, cred că vrei să mai spui ceva legat de fraza asta. Ce părere aveți asta? Ți se pare problematic, să zic. Da, mi se pare problematic, dar ce spune ce? În sensul că... Sunt cam același lucru. Dacă respectăm alea de proprietate, respectăm legea morală. Aici deci. Moral, adică, într-un fel... Aici moral trebuie să te gândești că e, cum zicea Alex mai devreme, cum a definit ea moral. O moralitate obiectivă. E ca la Rothbard, trebuie să fie o chestie rațională care să dea rezultate, să nu deci, e așa. Da, ce mi se pare mie interesant este că Rand totuși punctează aici o chestie pe care multă lume nu o ia în calcul, știi? Deci, ce spune ea? Zice că fiecare sistem politic, toate, inclusiv ăsta în care îl notăm astăzi, da? Este bazat pe un anumit cod de etică. Da? Da. Fiecare sistem politic, din străfundurile timpului și până astăzi. Asta e o chestie pe care lumea nu o conștientizează și mereu dăm cu capul de ea. Pentru că, ce înseamnă asta? Înseamnă că poate guvernul să dea o lege. Deci nu știm care este sistemul de etică. Da, eu l-am mai numit de aici pe acolo etica du jour, da, a zilei noastre, a zilelor noastre. Poate guvernul sau parlamentul, mă rog, să dea o lege care să fie imorală? Legea în sine? Eu zic că poate să încerce, dar se va trezi cu populația în stradă și se va duce... legea taxarea imorală sau ce? Nu, dar din cauza că această etică eu vorbesc imorală în sensul eticii du jur. Da. Da. Această etică du jur fiind așa de confuză și vagă. Da. Ăștia păi, au spațiu mare de... Exact. Este intuiționistă, dar eu vreau să ajung undeva. Ce vale că nu poți ieși din asta. Știi, nu poți ieși din criteriile etice și lumea zice, dar de ce e important să facem asta? Păi știți de ce e important? Pentru că reducția ad Hitlerium aici, nu știu la minutul cât suntem, da? Pentru că naziștii au vârât evreii în camera de gazare legal. De ce? Pentru că ei nu făceau obiectul eticii care era împărtășită la vremea respectivă de poporul aflat sub tovarășul mustăcios.
tovarășul mustacios cu mustața mai mică, nu ăla din partea aia. Ăla a fost mai rău. Ăla a fost, da, dar ăla, mă rog. Și de ce spun chestia asta? Pentru că sunt două confuzii cu care ne batem tot timpul. Uite, exemplu, hai să și instanțiez ce am spus. Când au vrut PSD-știi să treacă reformele la legea justiției, de s-au umplut piața Victoriei și luminițe și chestii și nu știu ce, da? Aia a fost percepută ca fiind o problemă, o încălcare a eticii din măruntaiele românului, să zicem. Sau românilor care cel puțin au ieșit acolo, că alții n-au avut acelea sensibilități. Dar au fost destui și guvernul a dat înapoi. Aceeași chestie s-a întâmplat și cu pașaportul de vaccinare, da? Cu cardul verde. Tot la fel, au vrut să-l treacă, au ieșit în stradă oamenii, nu s-a mai trecut. Nu au fost alea cu corupția? Ianuarie să ne cunoaștem noi. Dragnea. A, tu ai fost? Ai fost, nu? Nu. Eu am fost cu Alexandru odată, parcă, nu? Dar nu cred că la aia, nu mai știu. La aia, la aia cu noaptele luminii, cu noaptea luminițelor. Reziștii. Nu, dar nu. Ce apărut reziștii. A, da, aia era cu corupția. Nu, aia când a dat cu... Cu poza cu de la Victoria și a lovit nu, pe aia unii. Nu, aia a fost 10 ani. Aia a fost după. După, da. Aia a fost după. A, voi ziceți de aia din... Aia din iarnă. Iarnă, da. În ce an? În ce an? În ianuarie, dar nu mai știu ce an. Nu știu, 2017, cred. Sau ceva de genul ăsta. 10 august știu sigur că a fost în 2018, că știu unde eram când s-a întâmplat. Deci presupun că în iarna din 2017 s-a întâmplat chestia. Ok, uite, ce zice Vale aici, o chestie pe care o mai găsești la austrieci, la Mises, chiar și la non-austrieci, la Buchanan. Ideea că un tiran cât e de tiran, tot ciulește urechea la gura lumii. Adică nu face, nici chiar Stalin nu făcea chiar orice. Sunt niște chestii peste care însă nu se trece. Endran spune aici că aceste state, prin vocea conducătorilor lor, apelează la o etică altruist-colectivistă sau mistică și spun eu sunt vocea lui Dumnezeu, eu știu cum să interpretez ce spune Dumnezeu. Și atunci, mie mi se pare că va trebui să facem piramide, va trebui să facem un zid împotriva mongolilor, canalul Dunăre-Marea Neagră, vrem să colectivizăm proprietățile țăranilor și așa mai departe. De asemenea, eu știu să definesc ce dorește majoritatea populației în momentul în care vii tu și îmi spui noi nu vrem să punem taxe pe zahăr, de exemplu. Ești singur. Eu știu ce e bine și ce știu ce vor ceilalți. Și atunci, ei în numele acestor marote, da, pot să facă ce își doresc. Deci, să îndoaie puțin această, să zicem, etică du jur. Bă, nu îndoaie, asta e critica pe care permite. O face ea, da. Problema e că, uite, că și tu aici oarecum te apropii de al doilea punct cu care ne dăm noi cu capul. Cumva în viziunea cetățeanului de rând este următoarea confuzie făcută. Dacă guvernul dă o lege și legea aia stă în picioare, cumva cetățeanul de rând percepe că legea aia este morală. Nu că ar putea fi imorală versus o altă moralitate pe care am putea o defini, dar cetățean de rând nu-și pune problema să definească o moralitate, că de asta avem noi o carte întreagă numită Etica Libertății, sau o altă carte întreagă despre teoria socialismului și a capitalismului de Hoppe, care instanțiază o altă etică, etica argumentativă. Dar cetățeanul de rând nu-și bate capul cu chestiile astea, că de asta avem și o altă carte a lui Humer, care vorbește de problema cu autoritatea politică, unde cetățeanul de rând doar se ghidează după niște intuiții etice, dar nu se apucă să formalizeze, că n-are timp, are alte treburi, da? Dar din cauza asta, două secunde, Costel, din cauza asta, pentru că el nu se așa, are această unealtă proxy
prin care să raportează. Domne, a dat guvernul o lege? Da. Mă deranjează? Nu. Atunci e etică. E, faci parte din etică. Și cumva te apuci și aperi tâmpenii de genul să crească taxele pentru unele grupuri de populație sau altele. De ce? Nu știu, că îmi găsesc eu o justificare. Să suferim toți la fel, să... Da. Nu, plătești mai puțin, poți să plătești mai puțin. Dacă plătești și tu, așa, dacă tu făceai evaziune, eu... Da. Care, păi care evaziune? Înainte nu erau taxați, care evaziune, știi? Da, într-un T0. Mă gândeam la asta, că uite și e împotriva pensiilor speciale, știi? Adică are rezerve față de... Dar nu știu, poate ce vrei tu să zici, era ca autoritatea, vocea autorității. Nu, e împotriva pensiilor speciale, dar nu foarte tare, că dacă românul ar fi într-adevăr împotriva pensiilor speciale, dacă ar fi într-adevăr împotriva pensiilor speciale, iese în Piața Victoriei și a doua zi nu mai sunt pensii speciale. Păi nu e. Răspunsul e că nu e. Îl deranjează, dar atâta cât să mai dea din gură. Sau nu-i deranjează pe destui. Că și asta e. Bine, nici asta nu e. Adică este ce zici tu. În același timp știm și că e un cost foarte mare și cu rezultate și incerte și mici. Adică dacă pentru fiecare prostie pe care o emită ăștia trebuie de fiecare dată să ieși în piață, deci nu vrem prostia aia, e like crazy. Își fac calcule, dacă veneau ea la PSD, specialiștii lor în sociologi și zic că pierzi 17% dacă nu scoți, le scot, știi? Da. Dar dacă văd pierzi, nu știu, 1%. Cu cine votează ăștia? Cu USR-ul. Păi și noi ce partid suntem? Altul. Focusuri prea mici, nu. Deci nu scoatem, nu. Și beneficii mari, pentru că îi vor lua pensiile alea. Exact. O explicație a stării de fapt și a eticii du jur de care vorbea Vali este prezent aici în acest capitol și nume spune doamna Ayn Rand că conceptul de drepturi ale individului e un concept foarte nou în istorie. Și oamenii încă nici până acum n-au aprofundat și n-au digerat. Mai, a mai fost în Atena, dar erau pentru niște indivizi. Nici măcar acolo. Adică inclusiv, era pentru fiecare. Inclusiv, nu, asta spun, că inclusiv Aristotel nu era, era în continuare subordonat polisului. Democrația, deci dacă majoritatea spunea că Socrate trebuie să moară, și nu numai, dar te naște. În atunci te nășteai cu obligația, că de fapt asta e toată direcția, toată problema, când te naști în sine, în lumea asta, te naști liber. Fără, ce înseamnă liber? Fără obligații. Da? Sub alte sisteme, te naști cu obligația. În Grecia antică, te nășteai cu obligația să faci parte din miliție. Dacă erai bărbat, trebuia să faci parte din miliție. În România, te naști cu obligația, mă rog, acum nu te mai naști cu obligația, dar stai să vedem cum merge războiul de la graniță. Te nășteai o vreme cu obligația ca la 18 ani să fii încorporat. Dar se închide cercul, știi că poți spune, uite, uite și eu învățam la școala asta că etica datoriilor, nu știu ce, vârsta inocenței și cu modernitatea vin drepturile, știi? Dar dacă te gândești la etica zilei, să zic, la curbura bananei și la asta, mai degrabă etica datoriei se întoarce. Da, da, da. Păi statul tiran ce face? Ce știe să fac? Tiranizez. Iar dacă folosim, uite, drept în sens de permisiuni și nu știu ce, asta ai avut dintotdeauna. Deci când a apărut primul trib, e unul care a zis eu fac asta, tu ai vrut să faci asta. Adică a existat dreptul, știi, chiar dacă nu a apărut loc sau nu știu cine, știi? În tribul ăla se știa că tu n-ai vrut să faci chestia aia, ăla... Stai că toare vezi facă. Exemplific aici, Ayn Rand, cum statul întoarce și mistifică cuvântul drept. Enumeră, ai dreptul la sănătate, dreptul la free speech, ai dreptul la educație, dreptul la muncă, locuințe. De a câștiga suficient ca să-ți hrănești. Și spune, uitați cum statul îți dă dreptul la lucruri, nu la acțiuni. A, da, știu ce spui, dar vreau să citesc exact, zi până la capăt. Da. Și atunci drepturile, de fapt, devin o obligație pentru altcineva.
Dacă tu ai dreptul la educație, înseamnă că cineva este obligat să-ți ofere o obligație. Deci toate acele drepturi pe care drepturile omului menționate de stat sau de o altă agenție de stat le enumeră, sunt de fapt obligația altora de a oferi educație, case, sănătate și așa mai departe. Deci aici e obligație? Da, spune. Asta ar fi... Deci, asta aș vrea să-i reproșez, că nu e clară. Ia, capitolul ăsta e despre distinția între drepturi negative și drepturi pozitive. Yes. Despre asta e. Mă gândeam cum o face mai... Așa, exemplele, da, sunt clare, știi? Faptul că dreptul la căutarea fericirii nu înseamnă că trebuie să-ți dai statul fericire, știi? Să te facă fericit. Da. Exact, da. De fapt, nu spune că are dreptate Costel. Nu folosește cuvântul obligație, dar folosește un cuvânt și mai dur de atât, sclavie. Deci, da. Dar ce îmi place mie exact pe tema asta pe care a zis-o Gabi aici, este că ea, în inocența ei, în 1961 picior, cumva toarnă aici într-o pagină care nici măcar nu e foarte mare, toarnă aici într-o pagină cumva toată axa răului. Da? Și zice în felul următor. Ce? Platforma Partidului Democrat în 1960, primul punct din axa răului, da? Platforma Partidului Democrat din 1960 sumarizează în mod explicit această schimbare asupra conceptului de drept. Atunci când declară că o administrație, o președinție democrată, și de aici începe citatul, va reafirma Carta Drepturilor Economice, pe care nimeni altul decât FDR, cel de-al doilea punct din axa răului, Franklin Delano Roosevelt, a scris-o în însăși conștiința noastră națională. Conceptul de drepturi sunt următoarele. Dreptul la o slujbă folositoare și bine plătitoare în industrii, retail, ferme sau minele națiunii. Dreptul de a câștiga destul ca să ai mâncare, haine, și recrea și oportunități de recreație adecvate. Oportunități. Păi ai drepturi. Acur, chestii. Da. Dreptul fiecărui fermier să crească și să-și vândă produsele la un preț care îi va da lui și familiei sale oportunitatea de a trăi decent. Dreptul, nu de interese, cum s-a... dreptul fiecărui businessman cu afaceri mici și mari de a face schimb, de a tradui, de a face schimb într-o atmosferă de libertate față de, scrie aici, așa e limbajul, da? Deci într-o atmosferă lipsită de competiție nedreaptă, dominația monopolurilor, atât acasă cât și de peste hotare. 5. Dreptul fiecărei familii la o locuință decentă. 6. Social-democrația europeană. 6. Dreptul, de fapt, nu este social-democrația europeană, ăsta este programul de bază fascist. Dar nu ajungem acolo. Mă uităm. Dreptul, așa am zis, 5. 6. Dreptul la îngrijiri medicale adecvate și oportunitatea de a ajunge la o stare și a se bucura de o stare de sănătate bună. Răspunzătoare, adecvată. 7. Dreptul la protecție adecvată din partea grijilor ce vin odată cu îmbătrânirea, boala, accidentele sau pierderea slujbei. Au greșit, trebuia să pună și dreptul la viață și, fără bătrânețe. Da, exact. Și 8, dreptul la o educație bună.
Cât de ce cât, frumos, ce cât drăguț. De cât. Și la dreptul la piscină? Stai acum. Pentru că aveai încălzire globală, știi, la vremea respectivă n-aveai, dar acum ai încălzire globală, trebuie să te mai răcurești și tu un pic, altfel nu e adecvat, ok. Adecvat, corespunzător. Da. De asta există piscine publice. Mergeți, mergeți. Și Ayn Rand concluzionează lista asta de drepturi, de cât nu le spun și de ce le-am zis din axa răului, pentru că se regăsesc punct cu punct și în programul Partidului Național Socialist condus de Mustăciosul, de care vorbeam mai devreme. Și Ayn Rand concluzionează după lista asta la Mussolini, zici, da. Cred că e identic, e luat copy-paste. Ea întreabă pe cheltuia la cui. Ai făcut tema, trimite și mie. Da. Păi Roosevelt din Europa, de la Mussolini și Mustăcios s-a inspirat. Ia să facem noi lucrări publice mari, serioase, care să... Da, corect. Facem Mustăciosul, reface sistemul de autostrăzi, hai să facem și noi. Da? Ui. Reface chelul sistemul de autostrăzi, facem și noi. L-a făcut și el, au încercat. Noi facem democratic. Da, exact. Da, oricum, Rand se înțelege clar acolo, nu? Că iei libertatea altuia, nu? Drept la educație înseamnă că iei bani de la altuia. Da. Păi și asta în continuare exact asta spune. Deci am zis, pe cheltuia la cui? Și zice în felul următor, dacă aveți, zice, slujbe, mâncare, haine, recreație, pune și un semn de exclamare mare, știi, la recreație. Da, e incredibil că așa ceva era oferit de guvern. Dar, mă rog, era probabil în contextul ăla, știi, în care sunt mai muncești 12 ore pe zi. Deci, ceva de genul ăsta. Case, asistențe medicale, educație, etc. Chestiile astea nu cresc în natură. Sunt lucruri făcute de oameni. Sunt bunuri produse de oameni. Și atunci cine le va produce? Dacă unii oameni au dreptul la anumite produse de genul ăsta, alți oameni trebuie să devină sclavii lor. Dar nu complet. Am niște procente, 50-70%. Nu e, să știi, m-am gândit la chestia asta, că nu suntem... Deci, în primul rând, că arată-mi tu un politician care s-a ținut de programul care a venit în campanie... Că nu există. Deci produsele... Nu-i cere nimeni să semneze un contract. Exact. Produsele din vitrină nu sunt aceleași cu alea pe care le iei și le bagi în gură, pe de-o parte, da? Când s-a ocupat statul de mâncare, vă aduc aminte că a fost foamete peste tot. Când se ocupă statul de sănătate, vă aduc aminte că se moare în spitale pe capete. Sau, ca Marea Britanie și Canada, se moare în afara spitalelor când spitale nu e loc. Că nu-i destul. Da, n-ai prins loc la rând. Așa. Asta ar fi una dintre lucruri și, de fapt, sclavii, partea cu sclavia, este că nu suntem sclavii celorlalți oameni. Aici, cumva lui Rand îi scapă detaliul. Suntem sclavii birocraților. Suntem sclavii celor al cărui scop, cei care există doar datorită necesității de distribuție a acestor programe. Că tot vorbeam la... Unde era asta? La Mises? La șapte cursuri. La gândul pentru cei de mâine și azi. Da. Cu problema distribuției și a redistribuției. Nu? La el era sau era la Hers? Era partea asta. Că piața nu redistribuie. Dar ce am făcut noi de Rothbard recent? Power Market, da. Deci... Nu era la Rothbard, scuze. Problema de a rezolva distribuția acestor servicii. Da. Și intră într-un detaliu aici legat de cenzură și libertate de expresie și spune că ai dreptul de a vorbi, dar nu ai dreptul de a forța pe cineva să-ți publice gândurile sau să-ți distribuie printr-o rețea de televiziune podcastul. Aici, de exemplu, pleacă ea de la drepturile care sunt enshrined în Bill of Rights din Statele Unite. Pentru că
noi cumva am trecut peste, dar tot acest capitol 12 despre drepturile individuale e o scrisoare de dragoste, sau inclusiv și capitolul 13 e o scrisoare de dragoste adresată Statelor Unite ale Americii. Da? Am așa ceva. Și ia drepturile și ajunge la ăsta, dreptul la liberă exprimare. Da. Aici n-am înțeles. Ia zice așa. Procesul consistă din a atribui cetățenilor privați despre chestiile care sunt în mod natural interzise prin Constituție guvernului. The process consists of ascribing to private citizens the specific violations constitutionally forbidden to the government. Ah, da, gata, which private citizens have no power to commit, and thus freeing the government from all restrictions. Deci ideea e în felul următor. Da, știu că și eu am citit chestia asta de 3 ori ca să înțeleg ce vrea să spună. Știu exact paragraful la care te referi. Ideea era așa. Tu ai un ziar. Și și vine un comunist la tine și zice publică-mi și mie articolul ăsta care e o piesă inflamatorie împotriva nu știu ce. Și tu zici nu. Și comunistul zice încalci dreptul la liberă exprimare. Te dau în judecat. Și îl dă în judecată. Și dacă dă peste un judecător socialist sau mă rog face scandal, nu trebuie neapărat să te dea în judecată, dar poate să facă scandal în opinia publică. Și ce uitați? Acest capitalist nenorocit care are ziarul, nu vrea să publice vocea poporului, încalcă dreptul la liberă exprimare pentru clasa muncitoare, este non-american, e anti-american. Asta este strategia la care ea se referă. Și răspunsul e aproape 100% deci libertarian, te las să-l spui tu. Da, și deci doar statului se aplică lucruri de genul ăsta. Dom'le, n-are voie să cenzureze. Restricțiile din Constituție sunt făcute pentru limitarea puterilor statului. Da. Nu există dreptul de liberă exprimare la mine în sufragerie. Ok. Adică asta s-a vrut o Constituție. Asta a fost, nu știu dacă naivitatea sau luciditatea a liberalilor clasici. Deci de care era sensul unei Constituții? Să punem frâne statului. Ori e clar că ce a devenit acolo Constituție e frâna pusă cetățeanului. Nu. E despre drepturile statului, despre drepturile cetățeanului. Nu chiar, să știi că Constituția în sine, luată ad literam, e încă destul de ok. Problema se pune la faptul că interpretarea pe anumite legi, interpretarea făcută de Curtea Constituțională, pe anumite legi, ca neîncălcând Constituția, i-au știrbit din aciditate și... Eu nu mă gândeam strict la asta americană, mă gândeam mai... la europeni mai mult. Pe de altă parte, gândește la ce spunea Humor, adică sunt sintagme, dacă ai aia cu dreptul la comerț și nu știi. La europeni, e clar că nu discutăm de o Constituție, sau la noi în România, de exemplu, e clar că nu discutăm de o Constituție care să fi fost scrisă cu atenție la punct și virgulă, așa cum au scris-o americanii. Acolo clar n-a fost scrisă cu un scop în sine, ci era ceva de genul, bă, e o chestie, acum se pace Constituție, știi că nu mai e legea divină să instanțieze autoritatea și atunci hai să facem o Constituție. Păi hai să facem o Constituție. Cum facem o Constituție? Nu știu, dăm și mie scopiești ceva, belgianule, dăm și mie scopiești ceva. Așa s-a făcut Constituția României. Deci că în Constituția Americii avem așa. Statul federal are dreptul de a reglementa comerțul între state, are dreptul de a taxa, de a pune tarife la import-export. Deci n-a fost chiar full doar să limităm, să interzicem statului să nu intre. Nu, a fost în concordanță cu drepturile cum îi spune, cu drepturile cetățenești, pe care dacă te uiți la americani, dacă ești cetățean, ai o grămadă de drepturi. Dacă nu ești cetățean,
nu te bucuri de niciunul. De? Deci cumva ele, cumva declarația asta, adică ce adoră Ayn Rand la America, nu sunt de fapt o instanțiere a drepturilor omului, ci sunt o instanțiere a drepturilor americanului. Adică dacă stai să te gândești, gândește așa, nu era despre piața liberă acolo, nu că toți oamenii au voie să facă trading, să-și caute viața, libertatea și așa, având capitalism neîngrădit, ci doar americanii. Adică la graniță stați ușor. Despre aia cu reglementările... Mi se pare interpretare conservatoare și mult prea... Da, cred că Jefferson citise despre laissez-faire, înțelegea asta. Dacă era în România asta, nu l-ar fi deranjat? Adică nu cred că... Păi dacă ar fi citit, adică dacă în clipa în care în Constituție spui că statul are dreptul să pună tarife și taxe... Încă nu era Rothbard, știi, dar ideea că față de vremea lui era... în sensul ăsta, da, ok. Nu era Ian cu Jeanu. Fair enough, ai dreptate. Ai dreptate, pași mici, da. Deci e adevărat și ce spune... Gabi și Humor, să zicem, că ai ambiguități și poți să tragi de acolo. Pe de altă parte, e clar că și ăștia aberează democrația americană, adică e clar că dreptul la educație nu e constituțional, adică să înțelegi că nu ai așa ceva. Nu? Bine, folosești cuvântul drept, dar trebuie să pui ghilimele în jurul lui. Da. Nu, dar ei zic că ăla e, zic... Ei care zic că e o extensie din Pursuit of Happiness, cred că acolo îl pun ei. Sau... Nu, e mai degrabă living document. Da. Înseamnă că e living. Le-ar mai adăuga ei cu totul. Adică și ei recunosc că nu mai e. Da. Că socialismele astea chiar nu sunt America, sunt altceva. Sunt America 2.0. Legat de faptul că paralelul între american și oameni în general și tarife și protecționismul ăsta american față de restul lumii. În capitolul următor, când vorbim de drepturile colectivității, ideea care mi-a plăcut cel mult aici este cum și când un stat are dreptul de a interveni peste alt stat și al cucerii. Da, o chestie subtilă, e interesant. Și aici spune orice stat la ora actuală, de fapt asta spune, un stat liber în care, să zicem, există anarhocapitalism sau libertarianism, are dreptul de a intra peste oricine. Bine, ok, stai. Fără încălcarea drepturilor individului. Zice și asta și cu asta am fi de acord, știi? Dar ea cred că zice și că America, știi? Da, zicea că America la vremea respectivă, da. America strict în capă. Ea privea America ca fiind reprezentantul the shining light on the hill, luminii. Da. Eu de asta de interpretare, păi e? Ce? Era leagănul libertății, că așa folosim și acum. Noi, lumea liberă? ok, față de China, da, e lumea liberă, da. Față de China este... E posibil nici față de China. Față de China este ceva mai liberă, dar contează și unde te uiți, da. Nu spune aici, doamne, nicio țară la ora actuală, în timpul ei, în 1960, nu îndeplinește rigorile eticii mele și nu are dreptul de a interveni peste ceilalți. Ok. Da. Zice? Da. Da, zice dacă chiar ar exista o țară. Numai o țară în care drepturile individului sunt respectate așa cum sunt scrise aici la mine. Atunci da. Nu, cred că ar fi de acord cu amul. Mă rog, da, stai puțin, că ideea e că noi am trecut direct la consecință, care e una foarte mișto, într-adevăr, și o chestie față de care noi ne-am mai pus problema mai de mult în alte contexte, dacă poți să răspândești libertarianismul cu forța sau nu. Nu e tranșată, da. Da, ideea de la care pleacă ea ca să ajungă la concluzia asta e una pe care o avem și noi în libertarianism și e foarte interesantă. Că discutăm acum despre drepturile colectivului în contrapartidă cu drepturile individului. Și aici ce înseamnă drepturile colectivului? Păi uite, dacă ne uităm la societatea română, să zicem, pe la 1900,
1995, da? Societatea Română la 1995 avea dreptul să aibă o armată. Și era obligația ta să pui mâna să faci armata. Ah, te mai fofilai tu că nu știu ce, că am intrat la facultate, lasă-mă să termin, facem după, vedem. Am bolnav, am plafos. Da, nu, dar nu contează, nu, acolo erai scutit. Păi da. Dar ideea e că până la un moment dat trebuie să faci, la un moment dat vrei, nu vrei, trebuie să faci armata. Da? Sau uite, un alt drept, o altă societate unde chestia asta se întâmplă și astăzi, da, este Elveția, da, care are miliție. N-are armată, are miliție. Nu există armată profesionistă și în Elveția toți cetățenii, nu numai că trebuie să fac armata odată, cum o făceam noi 18 luni și la revedere, pa. Nu! Fac odată la câțiva ani, vreo 3 luni pe an. Adică fac întâi perioada aia de 18 luni și după aia mai fac sesiuni de reamintire. În alt exemplu e Israelul, unde iarăși trebuie să faci armata și rămâi înrolabil până la adânci bătrâneți. Doar dacă nu ești parte din ortodox și evrei. Ce? Ea nu voie, ea nu... Nu accepte, nu. Da. Cine? Evrei ortodoxi. Sau ultra-ortodoxi sau... Sunt o anumită categorie. Hasidici, nu? Sunt o anumită categorie din societate care nu... Sunt ultra-pacifiști. Sunt excepți. Deșteptați de la obligativitatea. Da. Eu cred că s-au exceptat ei. S-au exceptat, da, prin au zis, noi nu facem politice. Și la revedere. Bun, deci asta ar fi ideea unui drept colectiv. E un drept care cumva aparține unei societăți. Da? Și Rand spune în felul următor. Oarecum de inspirație rothbardiană, nu? E ăsta. Bă, băieți, cum adică drepturi care, de unde apar drepturile astea? Doar așa, din numere mari? Na. Adică, argumentul în sine este că o colectivitate nu poate să aibă decât un subset de drepturi pe care îi le transmit indivizii ce fac parte din acea colectivitate. În unanimitate, indivizii care aleg să facă parte dintr-o voluntar societate și își transferă ei... Voluntar, drept. Mental. Exact. De exemplu, aici, trebuie să ilustrăm prin exemple. La un sindicat, de exemplu. Sindicatul e greu, că astea sunt chestii, deci chestiile care sunt reglementate de stat. Nu, deja încalcă drepturile astea. Dar hai să zicem în felul următor. Dom'le, ai o echipă de fotbal. De pe Maidan, o echipă de fotbal. Și se duce echipa asta de fotbal să joace cu nu știu cine. Uh-huh. Da? Și echipa de fotbal are, să zicem, în patrimoniu ei echipamente. Uh-huh. Da? Bun. Și se duce să joace cu dușmanul, da, de peste drum, și merge cu mașinuța, parchează, nu știu ce, se duc băieții să mănânce înainte de meci sau nu, dacă se mănâncă înainte de meci sau mă rog, să-ți fac un șușu, așa, și vine bucătarul de la echipa adversă și dă foc la tricouri. Tricourile sunt ale echipei de fotbal, da? Dar dreptul de a nu-ți avea proprietatea distrusă violent este un drept pe care îl au oamenii și îl transferă echipei de fotbal în măsura în care echipa de fotbal deține anumite active în proprietate. Adică colectivitatea are drepturile indivizilor. Care alcătuiesc proiectele. Nu gândesc, deci un exemplu de gândire socialistă ca să vedem contrastul, de exemplu să rămân în comunism. Indivizii nu erau liberi. Statul român însă era suferan, adică n-avea... Hai să luăm altul, zici că erai sub rușii, dar și acolo te mai lăsaseră, era relativ liber. Deci ăsta ar fi contrastul. Statul poate fi liber, era... neatârnat, știi, era, sau statul chinez era liber, deși în interior era jale. Deci poți avea să fie în libertate, ești, nu poți avea așa. Dacă indivizii nu sunt liberi, nu e liber nici întregul. Deci O contradicție în termeni, de fapt. Sau uite. Da, în socialism merge. Adică să... poți spune, România e liber, statul român e liber și ca e să... suveran, așa. Iar indivizii sunt praf. Da, statul e suveran, corect. Da, asta înseamnă. Păi, asta înseamnă libertatea statului. Că el e suveran, că nu știu, el decide. Adică stăpân.
Numai o secundă. Asta voia să zică Gabi mai devreme, că statul e deasupra legilor. Nu, deasupra... că nu se supune altui stat. Da. Asta era ideea. El e liber în sensul ăsta. China nu asculta de alții, știi? Însă cetățeanul chinez nu era liber, că e... nu e nici acum, știi, da? Da, mai devreme, în capitolul alt, asta era distinția, că ai o entitate care zice, eu dau legile, deci sunt deasupra lor, mai sunt și niște oameni care să pun ei pe vârf pe acolo, și ăia sunt și ăia, din inerție, relativ deasupra legilor. Nu era așa de multă inerție, era cu țintă. Uite, manualele de istorie, noi învățăm sensul randian de libertate, știi, absența, agresiunea constrânge. Nu, noi învățăm că libertatea statului. Deci veneau turcii, un agresor extern, și noi eram liberi când îi respingeam pe aia, știi? Da. Asta era libertatea. Acum, na, libertarienii ar fi ok și erai clavos, era de aici, deci nu. Deci, țara românească sub Mihai Viteazu, zicem, când i-a respins pe turci, a devenit liberă, așa spun. Stai, stai, stai puțin. Dar atunci când... țara românească sub Mihai Viteazu s-a format prin cucerire. Adică românii, între ghilimele, din Transilvania și din Moldova, eu nu vorbesc doar de s-au țara română... luptat cu Mihai Viteazu. Da, vorbesc de țara românească de sub Carpați. A. Deci, înainte de a... de unire, de libertate de... totală. Așa. Dar, în sens randian, o țară liberă, cum era țara românească, Mihai Viteazu, trebuia ca fiecare individ ce făcea parte din țara românească să fie liber. Însă, domnul Mihai Viteazu a zis așa. Mari boieri, cinstiți boieri, veniți să luptați alături de mine, nu măria ta. Dar dacă leg țăranii de glie și nu mai au voie să plece de pe moșia voastră, da, măria ta, veni. Și dacă pleacă vreunul, eu, ca domnitor, cu poliția mea, îi alerg și îi aduc înapoi. Foarte bine, măria ta. Da, asta e o provocare la discursul. Na, deci în momentul ăla, el pur era și ca, ca o agenție, de sigur. Uite cum fac ăștia mișto, apropo de episodul american și independența, că sub ăla, George, ăla era boierie, deci dacă l-am fi, ar fi rămas ca atunci, față de unde s-a ajuns azi, că sunt bai de mama lor și, după cum zicea și David Friedman, era foarte pesimist la cum se mișcă America, e jale. Ce se întâmplă, da? La fel și cu ce zice Gabi cu Mihai Viteazu, adică e de comparat. Mă, aia sub Baiazi sau ce aveau ea. Era așa de rău, deci taxarea și asta față de boierii locali. Mă, era totuși mai rău în punctul ăsta. A zice, pentru că turcii aveau, nu, pentru că turcii în perioada aia aveau tribut în oameni. În oameni și în natură. Da. Adică trebuiau să adune niște copii care să ia și să-i ducă odată la câțiva ani la Istanbul ca să-și crească ienicerii. Totuși, Mihai Viteazu i-a legat de glie. Adică... i-a ținut copii acasă. Da, i-a ținut acasă. Da. Acum, nu știu, hai să mai zicem ceva rău și de Vlad Țepeș ca să pierdem toți votanții aur. I-am pierdut ăștia votanții aur. Deci mai repede trece o cămilă prin... Da. Am discutat acum câteva minute despre promisiunile pe care nu le respectă politicienii români și acum câteva zile un articol în ziare vorbea despre coada care s-a format în fața sediilor aur, unde oamenii se duc și se înscriu pe liste. O, fac un fel de contracte cu apartamentul acela de 35.000 de euro. A. Contract. Deci, nu știu, du-te, interesează-te, nu pierde oferta. Semnează Simion, face oferta. Deci, din punctul ăsta de vedere... Dacă semnează contracte, Simion, asta vrei dacă semnează contracte, e ceva interesant. Nu mai feră decât știi? Că da, și ambii mituiesc, doar că, da, Simion doar și semnează. Simion. Da, exact. Sau cum o face mai pe față, nu e ceva gen, uite cum era lista din Roosevelt, dreptul, bine, ceva, da. Cu tu ai dreptul la, nu știu.
Da, da, da. Bine, și asta, el zice, ai dreptul la casă. Asta știi că, apropo de chestia asta, pe mine mă amuză de fiecare dată că noi avem în legea electorală, da, să nu-ți vinzi votul. Mm. E, deci tu, ca cetățean de pe stradă, n-ai dreptul să-ți vinzi votul. Și lumea, iarăși, apropo de confuzia morală care se petrece, zice, domne, îți vine să crezi proștii ăștia de țărani tâmpiți cum își vând ei votul, își dau votul pe o pungă de ulei și un kil de o sticlă de ulei și o pungă de zahăr. Na. Îți dai seama ce fraieri sunt? Și eu mereu vin și întreb, dar tu pe ce l-ai dat? Apoi eu am votat pentru niște idealuri. A, deci pentru pe promisiuni. Deci pe promisiuni. Pentru trotinete. David Freeman, când a fost aici în România, a făcut apologia comerțului liber cu voturi. Bineînțeles! Pentru că pe o piață liberă, prețul stabilindu-se și cei care au cel mai mare stake în mersul bun al statului, al finanțelor statului, au intenționat de să cumpere voturi pentru a obține, da, puterea și să facă, să scoată profit, cum ar veni după aceea, nu să ruleze deficite și alte... Îl avem pe canal, da, cu chestia asta? Că știu că e ceva este, de este la dezbaterea, da, da, de e vechi, deci sunt niște videoclipuri foarte vechi. Avantajul să-l vinzi? Că? Nu ai niciun interes, votezi ca prostul. Însă în momentul în care ți-l vinzi, cel care cumpără, are un stake. Băi, eu am dat 1700 de lei pe un vot. Am cumpărat 4000 de voturi. Da, dar poți interpreta, da, și în sens, da, că vrea să fure mai mult sau să... Uite, am dat, ți face altfel. Am dat 39 de lei. Apropo, că am un exemplu făcut calculul și doar substitui pe voturi, da? Am dat 39 de vot, de lei pe un vot. Am cumpărat 3000 de voturi, da? Bă, sunt 120.000 de lei. Da. Ai, okay, după aia vrei să-l pui pe, să o pui pe Dăncilă, prim-ministru, după ce ai dat ăsta bani? Stai puțin, că putem interpreta în două sensuri. Din punctul de vedere al cumpărătorului. Ăsta Friedmanian, că ăla... Care cumpără voturi. E mai atent. E mai atent, bun. E mai atent. Eu fac aici. Da, de la el, dă banii. Da, da, banii. Are 4.000. Dar nu poți avea și sensul că vrea să jefuiască mai mult ca să-și scoată pările alea? Ba da, dar măcar să scoată banii asta, da. A, dar e un risc pe care și ia. Jefuirea, zici că nu mai ți-l vinde omul dacă îl jefuiești, te prinde. Zici că trebuie să dai sau un vinde mai... Zici că trebuie să dai un tun, datura viitoare o să-ți vândă mai scump. A, nu mai câștigi, deci nu mai, nu mai câștigi alegerile. E un one time mandate. Da, dar e o chestie. Păi și care ar fi până la urmă obiecția morală? Că tu nu votezi ideologic, nu știu cine a citit, nu știu ce am citit platforme. E aceeași. Așa, în timp ce... Oricum votezi, oricum votezi pe feeling și nu știi ce, nu, pe cine adică se întâmplă. Lumea votează ideologic, adică pensionarii votează PSD-ul pentru că PSD-ul promite că va crește pensia, știi? Ce alt partid mai asociat cu ideea asta decât... Da, PNL-ul, da, și PNL-ul asta? Promite că crește pensia, a, da. PNL-ul crește pensia, crește salariile bugetarilor, crește... USR-ul nu promite asta. Și eu zic că nici PNL-ul, adică... Este perceput de pensionar ca PSD-ul e mai, da, dă mai mult decât PNL-ul. Nu, vorbesc ca discurs dominant, știi? A. Adică și el e rațional, asta vreau să zic. Nu e atât de bou, știi, mi-a dat o zi. Ok, și-a rămas cu uleiul la ce vrei. Deci a fost pragmatic. Da, da, e. S-a gândit și la pensii și a luat și uleiul. Ce încerc să zic e că nu e cu, da, exact, nu e cu... Oricum însă față cu de... Cu hard results. Pe de altă parte, uite, și tânărul progresist vrea chestii, știi, vrea să-i facă statul, nu știu, șosea, nu știu de care, educație, nu știu ce, știi, da, că și-l vrea chestii. Faza amuzantă la socialiștii progresiști este asta, că ei vor niște lucruri și, și la capsat un pic, ei vor niște lucruri, dar presupunând că statul chiar s-ar apuca să le dea lucrurile alea, ar urma drumul gulagului, ar fi proaste, ar fi de proastă calitate, ar fi ne... Adică știi, da, nu, statul nu produce mâncare, înțelegi? Nu, dar în clipa în care statul îți dă ubi, în clipa în care statul îți dă ubi, ubi devine invalid. Ubi e punctul de pornire. Deci în clipa în care statul pune ubi pentru toată lumea, da, a distrus economia și a făcut, are treabă. A făcut ubiu să nu mai valoreze nimic. Deci a făcut, dacă tu te gândești, bă, o să iau 500 de lei pe puțin, lună. Că e puțin. Și o să iau 500 de lei pe lună. Da, dar e ubi? Da.
Deci toată lumea aia 500 de lei pe lună. Deci banii aia nu mai există. Sunt ca și cum nu mai există. Da. Adică asta e, asta e ideea pe care aș spune că e de menționat la socialism. Sau obiecte, sau că... Nu mai există, nu mai au valoare 500 de lei. În clipa în care nici... toată lumea ia 500 de lei pe lună, 500 de lei nu au nicio valoare. Se, da, doar se urcă, doar se urcă inflația. Dacă nu îi tipărești, doar redistribuie banii corecți. Cum? Dacă nu îi tipărești, doar redistribuie bani corecți, mă rog. Păi nu mai produc alții. Nu mai produc ăilalți. Valoare. Toată lumea ar sta... Mă rog, moare lumea instantaneu. Da, mă rog. Mă rog, aici cred că e mai degrabă argumentul ăla, elitist, că nu împarte el banii cu tine, știi? Păi deci nu, asta zic, că socialistul, deci chiar dacă ar primi ce își dorește de la stat, ar rămâne foarte dezamăgit de calitatea serviciului pe care o primește. Ne? Nu uita că ai învățământ de stat, ai spitale de stat, dreptul de self-determination, autodeterminare al națiunilor, libertate. Se aplică numai societăților libere sau societăților care caută să stabilească libertatea. Nu se aplică dictaturilor, dar se aplică social-democrațiilor. Nu, ea are o chestie, uite, s-a văzut că a fost un om deștept la viața ei, știi, chiar dacă lumea, bine, stângiștii mainstream, da, că nu are talent, nu are nu știu ce, nu se ocupă de noi, de să analizeze toată viața, pisica stă pe masă, dacă e o descripție definită acolo sau nu, ei rea discută n-a despre prostii, n-are talent de filozof. Asta, cam așa sunt filozofii mainstream, știi? Ei discută niște tâmperii și uite, Andrean n-a fost. Ok, ea observă următoarea contradicție, știi, erau globaliști și pe atunci... Mereu a fost socialismul globalist. Și erau globaliști, să fim frați, să nu știu ce, să avem o ordine unică, nu știu ce. Și după aia se ziceam, americanii aveai, nu știu, niște crime să bătă unii pe nu știu unde. Hai să ne ducem să despărțim pe aia. Păi nu că e dreptul de autodeterminare, știi? Deci era conflictul ăsta. Deveneau suveraniști, știi? Când... Și ei ne-am zicea, păi, da, observă contradicția asta, știi? Dacă erai internaționalist, ar fi trebuit să zici, da, facem, un, nu știu, un guvern mondial și ai voie să te bagi, știi, ca să... Da, de fapt, ei își doreau, oarecum, adică, mă rog, își doreau, nu cum să spun, nu agenții... Nu sunt selectiv, pentru că socialiștii mai folosesc argumentul de centralizare, dar folosesc selectiv, știi? Da. Auzi, apropo de dihotomia asta între... niveluri de agregare mai mici și niveluri mai mari de agregare. Deci ai oameni care în România sunt nemulțumiți de guvernare și visează că o să-i salveze un nivel mai mare de complexitate UE, păi ce le-a făcut UE? I-a amendat, i-a certat, i-a nu știu ce. Pe de altă parte ai niște naționaliști care zic ce să bagă UE, să ne dicteze nouă, asta e țara noastră, să ne lase în pace. Ce mă miră pe mine este că niciuna dintre părți nu se gândește invers, să ducă judecata până la capăt. Deci să zici, păi dacă îți place mai sus, atunci ar trebui ținta să fie, ce ai zis tu, globalism, nu știu ce, dar le place EU, dar nu le place globalism. Sau, dacă nu-ți place EU, uite-te la aia mai noștri, sunt ok, atunci de ce nu tragi din ce în ce mai jos nivelul de autodeterminare. Nu, cred că UE îi place globalism. Dar să fie ea la butoane, știi? Eu zic că și libertarianilor le place globalismul. Nu cred că... Globalizarea, nu globalismul. Dacă folosim globalismul în sens de stat global, nu le... Nu, da. Globalizarea. Dar să se extinde pe tot globul, adică... Da, pe asta e globalizarea, așa se face distinct. Da, numai că vezi libertarienii... Nu să avem și noi internaționala noastră. Da, păi avem, o avem tot timpul. O avem tot timpul pe internet. Globalizarea ideilor. Ai două feluri de oameni. Ai oameni care se numesc libertarieni și sunt în funcții politice de stat și sunt criticați. Păi unde sunt mișcările libertariene? Și după aia ai libertarieni care sunt mișcarea filozofică care ar vrea să se înțeleagă ideile astea peste tot pe glob și în univers cât ne țin limitările noastre umane. Și le-ai și da. Să ducă. Da.
Măi, vă extraterestrilor, voi sunteți libertarieni? Da. E posibil. E dacă sunt atât de avansați, n-au cum să fie socialdemocrați. Nu, dacă sunt socialdemocrați, nu poate să călătorească interstelar. Da. Asta e clar. De ce? Calitatea e proastă la rachete. Da, exact. Eu a zice, știu că tu te pregătești să închei, nu? Te simți, nu? Nu? Vreau să cânt... Interstelar. Nu e scuze, Val, e conflict. Uite, aici e un conflict mare între ea și Rothbard. Deci Rothbard, din principiu, era anti-intervenție externă. Rand ar cam fi pro, în ce zice pe aici. Rothbard era... Exact, Rothbard era implicit împotriva unei intervenții externe organizate, pe de altă, organizate de un stat. Adică partea care o făcea insalubră în ochii lui Rothbard era faptul că banii pentru armată și pentru tehnică de lucru, de luptă, sunt luați cu taxele. Rothbard, am discutat asta și la Rothbard când discutam despre războiul just. Rothbard spune că poți să te bagi atâta vreme cât intervii punctual, nu omori, adică dădea niște reguli, știi? Vorbesc de Rothbard, are o chestie timidă, nu e dar e din Pentru o nouă libertate. Știu, dar nu e Rothbard. Rothbard, uite aici diferența între Rand și Rothbard. Poți să bagi peste ea dacă se omoară, Rand ar zice da. Da. Rothbard n-ar zice da. Ar zice că nu. Lasă-i să-și decidă ei și nu. Eu simpatizez sau să ceară ajutor cu, sau... Te-a scris un articol pe Mises despre poate fi infuz libertarism, asta era ei. Da. Poziția e mai spre Rand, știi? Adică da, dacă respecti principiul non-agresiunii... Atâta vreme cât nu omori nevinovați, atâta vreme cât poți să te bagi punctual și nu ești refuzat. Că și asta e o diferență destul de interesantă și o luăm pe filozofie aplicată la nivelul de jos și vedem dacă... Deci ești pe stradă, da? Și vezi... Unul mai mare dă într-unul mai mic, da? Nu mă refer aici de vârstă, ci de mărime, da? Ăla mai mare dă, tu ești comparabil, poate chiar mai mare decât ăla mai mare, adică ai avea spate să te bagi, da? Și întrebarea în libertarianism, și aici sunt oarecum două curente de gândire, este și de ce sunt două curente de gândire? Pentru că unii oameni au senzația că e o diferență, că libertarianismul spune nu te bagi dacă nu ți se cere ajutorul explicit, iar alții spun că te bagi atâta timp cât nu ești refuzat explicit de către victimă. Mă rog, ambele au în vedere acordul, știi? Ambele au în vedere acordul. Că primul vrea un acord mai mare. Primul cere din partea victimei un și au fost... Și al doilea e tot un acord al victimei. Primul cere ca victima să inițieze. Când așa inițiezi tu niște apărare deja. Eu zic că dacă victima e ok. Păi așa, de aceeași... Dacă nu ai victimă, știi? De aceeași părere sunt altfel, eu, da. Pe maiore, știi? De aceeași părere sunt și eu, da. Există oameni care zic, domne, dacă nu ți se cere ajutorul, nu te băga. Și atunci, dacă ți se cere ajutorul, ai voie să refuzi. Și asta e adevărat, din punct de vedere libertarian. Și dacă tu nu vrei să te bagi, apropo, tot la fel, nu ai obligație să te bagi. Întrebarea este dacă ai voie. Deci că asta e toată diferența dar aici, știi? Ține la argumentul ăsta pro descentralizare. Nu, domnule, ea sunt regulile lor. Eu nu pot modern ăsta, eu nu simpatizez deloc cu el. Ok, n-ai voie să te bagi prin stat sau nu știu ce, dar nu... Nu zic că ai voie să te bagi cu stat dacă finanțezi... Dacă îl finanțezi voluntar, da. Dar hai să zicem că ești anarhocapitalist. Unii omoară pe unii, în Ruanda, să zic. Am voie să... O Rothbard zice, nu, regulile lor, chestii de genul, sau sunt și argumente utilitariste, gen, de câte ori ne-am băgat mai rău, i-am nenorocit, și argumente de tipul ăsta. Asta e Rothbard, știi? Dar mi se pare că n-are dreptate. Ce descentralizare? Ce? În exemplul tău, Vali, cu cel mare și cel mic, de fapt, trebuie stabilit cine este... în căruia proprietatea aia a fost încălcată. Pentru că dacă cel mic a furat ceva de la cel mare, așa, și de fapt trebuie să-l aperi pe cel mare. Din punctul de vedere, deci eu înțeleg ce spui, dar și dacă cel mic l-a furat pe cel mare, de tot la fel, din punct de vedere rothbardian,
tu l-ai prins, te judeci cu el sau îți iei lucrurile înapoi? Dacă tu îi cari pumni în cap pentru că te-ai supărat că l-ai furat, aia e în plus, devii agresor acolo. Ah. Asta e o altă discuție. Da, da. Chiar e altă discuție. Nu că zici altă discuție să-ți intimidezi ăsta de dialog, dar chiar e altă discuție. Gata, da, mă exemplul lui, scenariul lui, era că acolo se petrece o agresiune. Da, da, da. Deci cheia la dilema asta libertariană... Adică nu schimbă, pe ceea ce ai spus tu, nu schimbă exemplul, în sensul în care e în continuare o agresiune dacă l-ai cară pumni gratis. Da. Mi se pare că cheia este ca indivizii și, mă rog, cine vor ei asociațiile lor, să fie destul de tari încât, de exemplu, în situația asta, practic, oprește agresiunea până când se lămurește el dacă are acordul, dacă se întâmplă vreun abuz, dacă e destulă restituție, nu știu ce. Practic, odată câtă vreme oprește agresiunea, practic nici n-ai făcut un mare pariu antreprenorial în care ai făcut tu la rândul tău poate o agresiune, figuri. Și odată ce ai destulă putere să faci chestia asta, atunci nici nu prea mai te încurci în distinția asta între să mă bag sau să nu mă bag. E adevărat, rămân în continuare, poate să-ți rămână aia. Te uiți pe stradă, eu ai puterea să te bagi și nu te bagi. Mi se pare că e alegerea ta, ești liber să nu te bagi, dar mi se pare că nu e o dilemă mare. Mă rog. Ale, cred că problematiza intensitatea acordului. Yes, yes. Da. Cât de mare trebuie să fie intensitatea. Da, 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 nu, pentru că... E clar că pentru că de ce spun asta? Pentru că în cazul genocidului din Rwanda sau ceva, s-au existat libertarieni care să zică, domne, n-au cerut ajutorul. Ăia trebuiau să ceară ajutorul, știi? Și cumva atunci când, și problema apare atunci când te apuci să agregi chestia asta. Deci, domne, e o națiune care e invadată de o altă națiune, da? Da? Robert s-ar opune și, adică le aduce și argumente istorice, gen ăia i-au călărit pe ăia, nu știu ce. Da, bine. Sau la Serbia, la fel. Statul e un idiot, deci e clar că se bagă numai aiurea și se face conflictul ți-l... Deci sunt și argumente utilitariste. Da. Ori e o discuție, ce să zic, e o discuție. Mă rog, asta e de fapt un apel la înțelepciune. Hai să analizăm cât se poate de... grăbit, foarte pragmatic. Vorbește oamenilor de azi, știi? Înțelegi, nu e... Adică vrea să-i prindă pe ăștia, ori dacă avea un curent, cel puțin când era el cu hipioții și cu nu știu ce, anti-war, acum nu știu dacă e așa, nu pare atât de puternic. Deci dacă te uiți la stângișii noștri, vezi vreo doi rătăciți mai cultivați care știu că stânga e anti-war. Restul de stângism, nu știu, nu s-au updatat. Înțelegi? Îmi plac pe Chomsky, dar nu știu ce crede Chomsky, știi? Sau... Da. Uite, ar mai fi o chestie la primul capitol pe care cumva am sărit-o, dar aș vrea să ne întoarcem puțin asupra ei. Sunt două lucruri pe care Rand mi se pare că nu le spune în explicit și poate să rămână puțin loc de interpretare. Nu rezultă din ce povestește ea despre drepturile omului. De ce contractele, de unde apare teoria contractelor? Deci la ea, din drepturile omului pe care le instanțiază ea, nu apare mai exact de ce e o problemă atunci când, și asta e, asta o face Rothbard foarte pe lung pentru o nouă libertate, aia, cartea de acolo, o vedeți și pe canal în 15 episoade. De ce e o problemă când, deci, de exemplu, noi suntem liberi, da? Să avem, cum să spun, să ne bucurăm de fructele muncii noastre, da? Și facem un schimb. Tu, eu îți dau 5 lei, tu îmi dai o gogoașă, da? Tu îmi dai gogoașa și eu nu-ți mai dau 5 lei. Și întrebarea este... care e problema acolo? Adică de ce s-a încălcat în spate teoria contractelor, de ce s-a încălcat? Și doar uitându-te la drepturile omului, așa cum le instanțează Rand acolo, nu prea se vede care e problema. Da, că nu și-a bătut capul. Că gogoașa cred că era din Mega, la 5 lei. Da, nu intra în subiect, nu că nu ar fi de acord cu ce zice Rothbard, sau poate și-a zice în alte contexte. Cine ar fi
critica în felul ăsta, deja e relativ evident că ar fi de rea credință. Genul ăla în care tu vrei să analizezi o chestie complexă, vorbești despre una din bucăți și cineva zice, păi da, da, nu v-ați gândit la cutare. Bine, și Vali poate să spună, contractul e important, nu e, e baza... Da. Da, mă rog, era, na. Nu, și a spune că e, bă, că problema de ce e faptul că ea nu intră în detaliile astea, cumva mai târziu, nu în cartea asta, dar mai târziu în viață, ajunge la concluziile că statul, Nightwatch State, e ok să se ocupe de justiție, de poliție și de nu știu ce, știi? Și inclusiv astea lovesc în teoria contractului. Da? Adică... Inconsistent. Adică faptul că ea nu înțelege că tu, eu ți-am furat, implicit ți-am furat, că asta e explicația lui Rothbard pentru fraudă, nu e alt, deci noi am făcut o înțelegere. În baza acestei înțelegeri, tu transferi niște drepturi de proprietate și eu trebuie să-ți transfer și ție în retur niște drepturi de proprietate. Dacă nu ți le transfer și păstrezi obiectul, pentru că contractul s-a făcut condiționat de acest transfer așa, înseamnă că ți-am furat acel lucru. Ea de-aia bagă statul aici ca să apere contractele între persoane și... Mai târziu, ea nu discută de contracte, știi? Da? Deci marele argument, nu în capitolul care vine ne lovim ăla, că eu mă cer cu Vale și se bat agențiile noastre. Da. Deci dacă un român, asta crede Indrean, un român face o crimă în Bulgaria, începe un război total între români și bulgari. Trag rachete, trag. O soluție pe care au și statele de azi, ori îl judecăm la noi, în dreptul internațional privat se numește, știi? Stabilim dinainte, știi? Unde judecăm și ce judecăm, știi? Da. Ori îl judecă buldarii, ori îl judecăm noi, știi? Deci asta e. Plus că asta e o obiecție utilitaristă. Tu poți să-i zici, doamne Indrean, so what? Hai să zicem că, într-adevăr, vine un conflict, în majoritatea cazurilor așa e, un război total. Deci ce facem? Ai dreptul să furi? Înțelegi? Ai dreptul să... Da. Bine, acolo zici că statul nu e un hoț, hai să zicem că ea nu vrea finanțarea prin taxe, știi? Dar tot eu nu mă lasă să-mi fac agenție, știi? Da. Că nu-mi încalcă dreptul de proprietate, știi? Da, da. Bun. Ce... Nu știu ce ar mai fi de punctat aici, în plus. Atât. Yes. Azi... Drepturi pozitive, drepturi negative și... Da. A zice doar atâta, că în încheiere a spune în felul următor, că dacă citești chestia asta, lucru cel mai rău care poate să se întâmple este să te trezești față în față cu ideea că statul nu-ți dă ție drepturi, tu îi dai drepturi statului. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru răbdare și atenție, ne vedem și săptămâna viitoare, poate într-un cadru ceva mai restrâns, că vine vara, mai pleacă lumea din țară. Nu uitați că în continuare statul te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate, că tot despre asta vorbim. La revedere!